Luni 19 august va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Călăraș ședința tehnică pentru pregătirea celei de-a doua sesiuni de bacalaureat din acest an. La sesiunea de toamnă a bacalaureatului, la nivelul județului Călăraș s-au înscris 575 de candidați. Repartizarea acestora pe probe este următoarea. La prima probă scrisă la limba și literatura română sunt înscriși 269 de candidați. La proba obligatorie a profilului sunt înscriși 438 de candidați, iar la proba la alegerea profilului și specializării sunt înscriși 333 de candidați. Probele scrise încep pe data de 21 august, iar pe 3 septembrie vor fi afișate primele rezultate. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș a înființat două centre de evaluare a candidaților la Liceul Danubius din municipiul Călăraș și Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Oltenița. În legătură cu sesiunea a doua de bacalaureat, avem înscriși la ora actuală 526 de candidați. E vorba de candidații care nu au promovat și din seria curentă și seria anterioară care nu au promovat examenul la prima sesiune. Începând cu data de 21 august, da, intrăm deja în probele scrise. Conform calendarului, pe 21 august se va susține proba scrisă la limba și literatura română. Pe data de 22 august, proba obligatorie specifică profilului, iar pe 26 august, proba la alegere specifică profilului și specializării. Rezultatele vor fi afișate pe 3 septembrie, înainte de contestații. Între 27 august și 3 septembrie se vor desfășura probele de competențe. E vorba de cele trei categorii de competențe lingvistice, de comunicare în limba română, comunicare într-o limbă internațională și competențele digitale.